Iulia Ionescu este alături de noi și nu este singură. Bună dimineața! Bună dimineața, Iulia, dăm bine click, ați venit! Dăm click la voi! Ce frumoasă inițiativă, foarte bravo! Da, și mai mult decât atât, cei care se ocupă de recondiționarea acestor laptopuri, tablete, tastaturi și tot ce am mai adus noi pe aici sunt oameni care vin din zone vulnerabile, nu? Care fie au avut probleme cu legea și au fost reabilitați, care fie vin din centre de plasament, oameni care și-au schimbat viața și care acum, iată, se ocupă cu astfel de lucruri și fac foarte mult bine. Ovidiu este astăzi alături de noi, dar și Costin. Voi ați inițiat cumva acest proiect, l-ați coordonat și acum totul se va întâmpla printr-o campanie publică prin care școlile, grădinițele, liceele se vor putea înscrie pentru a obține aceste dispozitive, nu? Care este procedura? Da, bună dimineața. În primul, da, este un program de donații de calculatoare, în primul rând destinat școlilor, destinat grădinițelor, destinat liceelor, dar pot aplica și organizații non-profit, inclusiv anul acesta, în contextul ăsta, pot aplica centre de zi pentru refugiați sau alte organizații care sprijină refugiați. Toate se pot înscrie pe site-ul www.educlic.ro. Acolo găsesc un formular unde trebuie să explice puțin de câte calculatoare au nevoie, pentru ce au nevoie, care sunt activitățile, unde și cine le folosește. Iar după aceea noi oarecum facem așa, să spunem, ne uităm peste formulare și vedem cine merită și cine, unde putem să le dăm, unde e nevoia cea mai mare. Ovidiu, o să te rog pe tine să-mi explici care este procesul de recondiționare al laptopurilor în primul rând, nu? Pentru că ele sunt cele mai dorite de către copii, dar nu numai. Bună dimineața! Echipamentele trec prin mai multe procese de la recondiționare. În primul rând sunt sortate pentru a vedea care sunt echipamentele potrivite să meargă către donații. Le facem un mic upgrade și instalăm sistemul de operare, după care echipamentele sunt pregătite pentru livrări, curățate, ambalate și expediate către beneficiari. Către cei care au nevoie. Către școli, da. Voi ați donat până acum, în 14 ani de activitate, mai bine de 20.000 de computere și, așa cum am văzut pe site-ul vostru, multe dintre aceste calculatoare au ajuns în mediul rural. Cea mai mare nevoie este acolo, presupun. Da, cea mai mare nevoie este mediul rural sau mediul urban, să spunem, marginalizat sau sărac. Acolo, de exemplu, mediul rural, doar ultimele date ne arată că doar unul din 20 de copii are acces la un dispozitiv de pe care poate să înveți. Și ca idee, România este pe ultimul loc la nivelul de abilități digitale de bază din Uniunea Europeană, doar 28% din oameni din România știu să folosească, au abilități de bază în a folosi un laptop, un telefon, un calculator. Și da. Ovidiu, câți oameni sunt în echipa ta? În cât timp ați reușit să recondiționați cele 4.000 de laptopuri de calculatoare care urmează să fie distribuite acum către unitățile de învățământ? Bun, în echipă sunt undeva la 5 persoane. Echipamentele nu sunt încă complet recondiționate, lucrăm... Sunt încă în... Da, sunt în curs, avem un parte de echipamente pregătite și pe măsură ce programul se desfășoară, echipamentele sunt recondiționate și expediate. Aș vrea să mai prezentăm un pic ce avem aici, mă rog, sunt lucruri pe care mulți le știu, deja le cunosc, nu e ceva nou. Diferența este că ele au fost recondiționate, nu? Adică repuse în funcțiune, de exemplu la laptopuri. Ce faceți? La laptopuri sunt verificate că sunt funcționale, nu au ecranul, display-ul spart. Acolo ce avem? Aici avem un calculator micuț, care la fel poate să plece. Un mouse. Revenind la calculatoare, la laptopuri. Sunt pregătite să aibă un grad de specificații minim pentru a putea pleca, instala sistem de operare, la fel verificate încă o dată că sunt funcționale și conțin programele pe care dorim să le folosească copiii și... Vreau să prezentăm puțin și formularul de pe site. Tu ai spus că cei care vor să opteze pentru astfel de dispozitive trebuie să acceseze educlic.ro
și aici să completeze cu numele instituției în primul rând, adică orice reprezentant al acestei instituții poate să opteze și să aplice pentru această numele, campanie. Da. Nu? Da, numele instituției, trebuie să menționeze foarte pe scurt din nou, să intre pe EduClick cu CCAPA la final și foarte important, avem și un formular cu întrebarea de unde avem echipamentele astea pe care noi le reparăm, vin și de la persoane fizice, dar vin și de la companii. Avem un formular și pentru cei care vor să dea calculatoare vechi, să doneze. Să le dea la noi laptopuri vechi, calculatoare pe care poate pe ei nu le mai folosesc, dar noi putem să le luăm, să le recondiționăm și să le dăm mai departe către școli. Deci și persoane fizice care încă mai au astfel de dispozitive acasă și care nu mai sunt folosite, iată că ele pot fi repuse în funcțiune dacă există probleme și mai mult decât atât pot ajunge la cineva care are nevoie de ele. Exact. Când vor fi înmânate aceste calculatoare copiilor? Cât durează toată această procedură? Școlile, liceele, grădinițele, ONG-urile care vor să aplice pot să aplice până pe 14 aprilie inclusiv și noi o să evaluăm, să spunem, fiecare formular de înscriere și începând din mai începem să dăm calculatoarele până la finalul anului, vrem să le dăm pe toate 4.000. Mulțumim foarte mult pentru prezență și mulțumim pentru tot ceea ce faceți. A fost Ovidiu și Costin. Mai, o mare bucurie să vă avem astăzi în platou. Ne vedem cu ei și la ora 10. Dacă aveți întrebări pentru noi sau dacă vreți deja să vă înscrieți în această campanie, trebuie doar să accesați educlick.ro. Acolo găsiți toate informațiile de care aveți nevoie. Ne vedeți la ora 10.